Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului, stadionul Milcovul, 22 septembrie, etapa a 5-a, a Ligii a 3-a, seria a 2-a la fotbal, CSM Focșan 2007 întâlnește astăzi pe ACS Unirea Braniștea. Vom prezenta cele două formații, vom începe cu oaspeții, în poartă cu numărul 12 Darius Paharnicu, cu numărul 2 Andrei Mihai, cu numărul 11 Dragoș Popa, cu numărul 23 Justin Enache, cu numărul 18 Mădălin Hilohi, cu numărul 5 Lucian Murgoci, cu numărul 24 Denis Cireș, cu numărul 7 Alin Nica, cu numărul 3 Ștefan Farcaș, cu numărul 9 Andrei Docuz, cu numărul 8 capitanul echipei Gabriel Răducan. Rezervele formației oaspete, în poartă cu numărul 1 Sebastian Butunoiu, cu numărul 27 Eduard Lefter, cu numărul 21 Cosmin Vasile, cu numărul 13 Robert Postelnicu, cu numărul 16 Leonard Dragomir, cu numărul 29 Robert Olteanu, cu numărul 10 Robert Țicămucă, cu numărul 19 Dragoș Voicu și cu numărul 4 Marc Cireș. Staful tehnic al formației oaspete, antrenor principal Ionuț Niculcea, antrenor secund Alex Iliuciuc, antrenor portari Doru Balmuș, director tehnic Vasile Vrânceanu, delegat Neculai Baciu, asistent medical Vasile Frangulea. CSM Focșan 2007, în poartă cu numărul 13 Sorin Preda, jucător de câmp cu numărul 17 Mihai Negoiță, cu numărul 4 Luciana Casandrei, cu numărul 22 Robert Riza, cu numărul 20 Răzvan Tamașii, cu numărul 8 Jun Toba, cu numărul 15 Andrei Mazilu, cu numărul 21 Robert Enache, cu numărul 95 Răzvan Gorovei, cu numărul 24 capitanul echipei Cristian Ciobanu, cu numărul 11 Frank Ceasem. Rezervele formației noastre, în poartă cu numărul 1 George Păduraru, cu numărul 30 Marius Pahonțu, cu numărul 23 Lorenzo Stoica, cu numărul 25 Mihnea Dănilă, cu numărul 3 Rafael Stroie, cu numărul 7 Dragoș Oprea, cu numărul 33 Cristi Marcu, cu numărul 5 Ianis Mihart, cu numărul 10 Alexandru Zaharia, antrenorul principal al formației noastre Octavian Grigore, antrenor secund Adrian Senin, asistent medical Gabriel Bratu, delegat Gheorghe Căldare. Dragi prieteni ai fotbalului, arbitrii partidei de astăzi de la Focșani, la centru Gabriel Mihuleac din Iași, ajutat la cele două linii de George Bogdan Duță din Bacău și de Costel Adrian Prodan din Cisnădie, Sibiu. Iar delegatul jocului este Florentin Popescu din Vernești, Buzău. CSM Focșan 2007, victorie! În minutul 12 al partidei, gol CSM Focșan 2007, înscrie cu numărul 11 Frank Ceasem din pasa lui Răzvan Gorovei. 1-0 CSM Focșan 2007, ACS Unirea Braniștea. Dragi prieteni ai fotbalului, în scurt timp se va relua partida CSM Focșan 2007, ACS Unirea Braniștea, din etapa a 5-a, Ligii a 3-a, seria a 2-a la fotbal. La pauză, 2-1 pentru echipa noastră. Goluri, Frank Ceasem în minutul 12 și Cristian Ciobanu în minutul 43. Pentru oaspeți a redus, a egalat de fapt, capitanul echipei Gabriel Răducan. Așadar, partida se va relua de la scorul de 2-1 pentru echipa noastră. Etapa viitoare a 6-a, sâmbătă 30 septembrie, de la ora 17, CSM Focșan 2007 va juca în deplasare la Buzău cu echipa locală Metalul.
iar în etapa a 7-a, vineri 6 octombrie, de la ora 15, aici pe Milcovul, CSM Focșani 2007, Sporting Liești. În minutul 32 al meciului, gol Unirea Vraniștea egalează cu numărul 8 capitanul echipei, Gabriel Răducan. CSM Focșani 2007 înscrie în minutul 43 al primei reprize capitanul echipei cu numărul 24, Cristian Ciopanu. Acțiune care a plecat de la Corofei, a trecut pe la Mazilu și a fost finalizată de Cristian Ciopanu. 2-1, CSM Focșani 2007, ACS Unirea Braniștea. Dragi prieteni ai fotbalului, iată și celelalte partide ale etapei a 5-a, a Ligii a 3-a, Serie a 2-a la fotbal. Astăzi la ora 17 a început partida dintre CSM Râmnicu Sărat și Viitorul Șuțești, în afara partidei de la Focșani. Mâine, 23 septembrie, de la ora 17, încă 3 meciuri. Metalul Buzău, Sporting Liești, Dacia Unirea Brăila, Viitorul Ianca și Hamangia Baia, Voința Limpeziș. Focșani 2007 înscrie din 11 metri în minutul 73 al meciului capitanul echipei cu numărul 24, Cristian Ciopanu. După 11 metri și un fault asupra numărului 21 din echipa noastră, Robert Tenache. 3-1, CSM Focșani 2007, ACS Unirea Braniștea. Final de meci la Focșani în etapa a 5-a, Ligii a 3-a la fotbal, Serie a 2-a. Victorie pentru echipa noastră, 3-1. Goluri, Frank Ceasem în minutul 12, Cristian Ciobanu în minutul 43 și din nou Cristian Ciobanu din 11 metri în minutul 73 al meciului. Pentru oaspeți a înscris Gabriel Răducan în minutul 32. Felicitări echipei noastre pentru cea de-a 5-a victorie în Liga a 3-a, Serie a 2-a la fotbal. 15...